Bun găsit! Sistemul de sănătate din țară se află într-o situație catastrofală și alarmantă. Aceasta este mesajul tranșant al avocatului poporului Mihail Cotorobai. Potrivit lui, o parte din vină o poartă și factorul politic, care a ignorat toate recomandările medicilor privind gestionarea epidemiei de COVID-19. Într-un comunicat de presă, el menționează că numărul în creștere a îmbolnăvirilor cu COVID-19 constituie dovada faptului că răspunsul la epidemie nu a fost unul pe potriva pericolului pe care îl prezintă coronavirusul. Mai mult, potrivit lui Cotorobai, populația a înțeles greșit măsurile de relaxare luate de autorități. Oamenii nu au tratat această amenințare pentru sănătatea și securitatea publică cu seriozitate, fapt ce a dus la un număr mare de infectări. Avocatul poporului se arată alarmant și de faptul că sistemul medical ar putea ceda presiunii și riscă să intre în colaps. În context, acesta îndeamnă factorii de decizie să analizeze minuțios evoluțiile de ultimă oră și să adopte măsurile necesare pentru ameliorarea situației.